întâlnite frecvent în coloanele demonstranților, în semnele Festivalului Național Cântarea României, ilustrează participarea largă. Totul începea și se încheia cu numele Nicolae Ceaușescu. În anii 80, grandomania conducătorului devenise fără margini, iar asta se vedea cu precădere la evenimentele festive, cum erau cele de 23 august. Copii, femei, bătrâni, toți trebuiau să participe într-un fel sau altul. Efervescența cuprindea cu multă vreme înainte și echipele TVR. Ce vedea Ceaușescu era important, dar și ce se vedea la televizor. Și acum copii, sus archip! Și jos archip. Pare o joacă de copii, nu? Dar închipuiți-vă ce ar fi fost dacă în loc de archip era Ceaușescu. Pe platoul pieții a apărut înscris acum numele secretarului general al partidului. La parada din 23 august 1985 totul a ieșit bine. Repetițiile au fost cu multe emoții. Era Ceaușescu și eu băgam planul larg. România și copiii ăștia câți erau nouă cu Ceaușescu și pe cere să guguleau așa și așa și n-am reușit. Am făcut de vreo 5-6 ori repetiție cu mulțimea acolo. Și la un moment dat prin microfon am spus jos Ceaușescu pentru copii. Și a venit securistul în car. Cine a țipat? A venit imediat, norocul meu că a fost vornicul, l-a scos în șuturi. Securistul ăla din car. Operatorii se chinuiau să caute prin mulțime grupurile care cunoșteau versurile. Mergeam pe un grup și la săracul nu știa. Discutam din vreme cu cei de la partid. Dom'le, puneți-ne aici undeva cel puțin două rânduri de 7-8 persoane care știu textul ăsta. Ca să-l cânte, să-l vadă lumea. Pe ei freca Ceaușescu, nu pe noi. Penele de curent erau ceva obișnuit în epoca ceaușistă, iar asta putea da peste cap întreaga emisiune. O transmisie dificilă a fost de pe stadionul 23 august de atunci, când s-a stins lumina în timpul transmisiei. Știu că au venit securiștii, securitatea în car să se întrebe ce se vede pe post. În stadion era întuneric, carul de asemenea era fără alimentare. Au început să sune telefoane imediat. Pentru cădere de curent, iar și atunci scandal. Transmisiunile în direct sunt definiția sincronizării, mai ales atunci când vine vorba de manifestările de stradă. Copiii nu mai ies la care în curtea școlii, nu mai suferă în soarele de august la parade și așa e mai bine. Bravo!